Pompierii militari au intervenit peste 15 ore în Păulești, unde un puternic incendiu a izbucnit la o societate agricolă. Flăcările au cuprins o cantitate impresionantă de baloți de paie. Oamenii din zonă au fost alertați de fumul gros. Au venit să vadă ce se întâmplă. Ce arde? De ce? Cine a dat foc? Și nu știu ce a fost. Eu nu mai știu ce era aici. Era locul. Aici avea primul loc lângă câmp, avea o sora mea. Și mai încolo unde aveam eu. Păi m-am speriat. Am plecat. Am plecat de acasă să văd ce e acolo. Am văzut că a fost și pompieri. O țigară, ceva, dar nu ca să fie că era muncitor ai lor aici, care lucra permanent pe aici cu trei mașini. O greșeală, o neatenție. O neatenție, o țigărică, dacă... Ce să mai adus? Am fost anunțat de cei de la pompieri că a luat foc. Avem un incendiu de paie uscate la Găgeni. În 10 minute am fost aici. În momentul în care a venit mașinile de pompieri, a venit toată cu mine. Am venit cu băieții de la primărie, de la voluntariat, i-am băgat pe aici ca să putem să izolăm, pentru că de la momentul ăsta până nu arde toate paiele, nu o să putem să-l stingem, și totodată am izolat, s-au băgat cele trei mașini de pompieri, vedeți, pe toate colțurile, că important este să-l ținem sub control, să nu poate să ia foc altceva. Pompierii militari au sosit la locul incendiului cu 5 autospeciale. Suprafața afectată de flăcări este de aproximativ 10.000 de metri pătrați. La momentul acesta intervenim cu 5 autospeciale cu apă și spumă și o ambulanță. Nu se știe cauza incendiului la acest moment. O suprafață mare. Suprafața este de aproximativ 5.000 de metri pătrați. Este o șiră foarte mare, urmează să dărâmăm șira astfel încât să putem stinge incendiul foarte repede. Zona va rămâne supravegheată până când va elimina orice pericol pentru vecinătăți. La momentul acesta nu sunt pericole de propagare a incendiului. Pompierii militari nu au stabilit deocamdată cauza incendiului. Vecinii au emis însă o ipoteză, o țigară aruncată aprinsă. Rămâne de văzut însă ce vor spune și angajații ISU.